Ia, ia auzi, s-aude ceva. Mami, tati, ce faceți? E, cum mă știi, fata mea? Vultur. Da, și eu ador să mă complic. Aoleu, mă faci de râs pe unde mergem. Curajoasă și hotărâtă, fix ca mine. E, fix ca tine. Înfiptul Iulian. Ce să mai, la cum se aude că îi povestește, ăsta nu are cum să nu rezolve, să ne liniștească odată fata. O relație complicată. Frumoasă ca mine. Doamne ajută! Acum ce vroiam să vă întreb? Dacă aș vrea și eu să divorțez, mă puteți rezolva ca pătincuța? Alo, bună ziua, domnule Papură, ce faceți? Bună ziua, bună ziua! Pe acasă, cu treburi! Dumneavoastră? Domnule Papură, eu fac foarte bine, mai ales după succesul de astăzi. Tincuța mea? Gata? A scăpat? După cum spuneam, s-a rezolvat. Este liberă ca pasărea cerului, ce să mai... Domnule, ce să mai... Jos pălăria! Am zis eu că sunteți cel mai bun! Mă simt flatat, vă mulțumesc foarte mult! Acum să vă iau pe partea cealaltă. Mă rezolvați și pe mine? Cum să nu? Trebuie să veniți la o consultație, deschidem un dosar și dăm bice. Ce să mai, îl facem și pe domnul Papură liber ca pasărea cerului. Așa, așa, dar eu vreau fix ca pătincuța, că știu eu ce s-a întâmplat de fapt. Ce s-a întâmplat? E, important e că a fost mulțumită. Și sincer să fiu, de când am auzit-o cum vă povestea, mă gândesc numai la asta. Vreau și eu. Domne, eu nu știu exact la ce vă referiți. Eu doar mi-am făcut treaba cum știu eu mai bine. Păi și ce? Așa vreau și cu mine. Hai că doar nu o fi prima dată. De unde știți? S-a văzut pe dumneavoastră modul cum vă comportați. E clar că nu e la prima experiență. Domne, eu nu știu ce știți dumneavoastră despre mine, dar la mine a fost o singură dată, în facultate. Eram beat, rare și era și el băut. Eu, sincer să vă spun, eu nu mai repet isprava. Păi și eu tot o singură dată vreau și vă recunosc. La mine e prima dată. Domne, cred că cel mai bine este să vă găsiți pe altcineva. Eu nu cred că pot. Nu, eu nu stau să caut pe altcineva să mă rezolve. Cum ați rezolvat-o pe tincuța, așa vreau și pe mine. E, domne, nu e așa ușor. Aici cum mă pornesc? Acolo aveam toate elementele necesare. Vă arăt eu un filmuleț înainte și gata. N-aveți cum să nu mă rezolvați. Așa ușor? Eu cred că merge doar la fete. Nu, a încercat și Aurel, prietenul meu, cu avocatul lui. Domnule, a rezolvat în 2 minute. Doar s-a uitat și i s-a trezit interesul? Da! În ce situație mă puneți? E, vă descurcați dumneavoastră și după sunt fer convins că o să mă aflu într-o situație mamă. Ne auzim la un telefon mâine seară, dar nu promit nimic. Tincuța este pe lângă dumneavoastră? Da, este în dormitor. Acum mă duc eu să-i duc telefonul. 2 secunde, vă rog. Avocatul te-a rezolvat, să-i mulțumești frumos. Alo? Ai treabă diseară că trebuie să ne vedem neapărat. Te refuz eu pe tine? La ce oră? La 8 să fii la mine. S-a făcut. Abia aștept. Un cappuccino pentru domnul și un ceai pentru domnișoarea. Ai fost superb! Te simți stresat. Ceva probleme? Ai cazuri grele? Chiar am un caz greu, foarte greu. Hai, știi că mie poți să-mi spui totul. De obicei păstrez confidențialitatea cazurilor. Însă de data asta simt nevoia să vorbesc. Hai, te ascult. Mie chiar îmi plac chestiile astea. Ideea este că tatăl tău vrea să divorțeze. Tata? Da, și nu e simplu deloc, că nu e doar asta. Oare de la ce s-au luat? În fine, eu am învățat un lucru. Dacă ești nefericit, nu contează cât de mult timp ai petrecut lângă o persoană. Important este să te gândești la timpul care ți-a mai rămas. Și dacă lui așa e mai bine? Asta așa este, însă el vrea mai mult de atât. Cum adică mai mult de atât? A spus că a auzit el cum te-a rezolvat pe tine și că vrea și el. Mi-e teamă că m-a înțeles greșit. Eu rezolv doar fete. Hai că nu o fi foc să rezolv și un bărbat.
E, vorbește numele tău, la mine nu e așa simplu. Hai, scumpule, este exact ca la fete, doar că dintr-o altă poziție. Doar o poziție? Chiar dacă nu s-a mai întâmplat de mult, eu zic să te bagi. Tu ești foarte bun în ceea ce faci și eu cred că ești singurul care îl poate face fericit pe tata. Trebuie să-ți recunosc că mama e foarte rea și dacă aș fi în locul lui, și eu aș încerca să fac asta. Eu o să-i zic să rezolve cu altcineva. Mie nu mi-e ușor. O să mă gândesc la tine și nu cred că pot. Tocmai. Eu zic că în acele momente să te gândești la mine. O să-ți fie mai greu la început până ți intri în mână, iar după treaba merge ca și unsă. Tare mie că treaba chiar trebuie unsă înainte. Te descurci tu. Este ca oricare alt caz, doar că mai inaccesibil. Alo, domnule Papură, mâine la ora 2 să fiți la mine, da? Mă bucur mult că ai venit cu mine ca să mă susții, că aveam emoții. Întotdeauna te voi susține, tată, că și tu m-ai susținut pe mine. Așteaptă-mă că mă duc să rezolv. Bine, tati. Bună ziua! Bună ziua, domnule Papură, intrați, vă rog. Așteptați-mă puțin, că vin imediat. Ce să fac? Dar tu ce faci aici? Ce cauți aici? Bine, am venit cu tata acum, a venit și el cu mine și mă gândeam că după ce îl rezolv pe după el... După ce să mai tu crezi că o să mai miardă mie? Eu cred că de mine o să-ți iardă mereu, am eu aturile mele. Tu aturile tale, mă duc să rezolv. Hai, fă și rezolvă-l. Așadar... Cum procedăm, domnule Papură? Domnule, e simplu. Vă arăt, mă rezolvat și plec. Foarte ușor să spuneți că e simplu. Însă pentru mine nu e chiar așa. Domnule, eu îmi doresc de mult, dar încă n-am găsit acel curaj. Aha. Și cu mine ați prins curaj. Normal, când am văzut cum ați rezolvat-o pe Tincuța și ce privire avea, am zis. O viață am și trebuie să o încerc și pe asta. Domnule, eu recunosc. Am mai făcut-o odată, dar să știți că... Nu e așa diferit. Tot așa un caz ca al meu? Nu, acolo era fără itinerariu. Lipseau și multe elemente. M-a băgat că m-a luat valul. Dar să știți că eu fac tot. Dumneavoastră stați nemișcat. Stâncă stau, nici nu mă simțiți. E, nu e chiar așa simplu. Ziceați ceva de un filmuleț. Da, înainte de toate vreau să vă arăt un filmuleț. Și după o să vedeți dumneavoastră, o să vă încindeți ca și mine. Nu știu ce să zic, dar hai. Să trecem la treabă. Uitați aici, eu trebuie să merg puțin până la mașină, că am uitat... Ok, poate așa mi-e mai ușor să mă pornesc, că cu dumneavoastră aici nu știu dacă aveam vreo șansă. Da, cu siguranță, iar după o să vedeți că mă rezolvați instant. Ah, cum o să se mai simtă după? Mă pornesc un filmuleț. Alo, ce faci, dragul meu? Ceva astăzi? A, tu. Te doare spatele? O să vin să-ți fac un masaj, vrei? Strângar, măi, micule, nebunaticule. Domne, nu pot, nu merge. Cu Tincuța a fost altceva. Tincuța, ia vino, tată. Ce e, tată? Ce s-a întâmplat? Nu vrea să mă rezolve. Cum așa? Domnule avocat, trebuie neapărat. Dacă ajută cu ceva, stai eu de față. Nu mă ajută cu nimic, mai rău mă încurcă. Nu, că știu eu unele chestii și poate ajută. Ce chestii? Păi mama îl înșală pe tata de 3 ani cu ăla de la 2. De eu n-am zis nimic, că și tata o înșală cu aia de la chioșc. Hai mă, Tincuța, asta trebuia să rămână între noi. Tati, vrei să te rezolve sau? Hei, vreau.
Bun. Și acum tata vrea să vă arate filmulețul când a prins-o pe mama că vorbea la telefon cu un alt vecin. Ba chiar cu ăla care îi fură locul de parcare lui tata. Sinceră să fiu, asta l-a enervat mai tare. Despre asta e filmulețul? Da, am filmat-o când vorbea cu el și zicea că vrea să se vadă, să facă vrute și nevrute, că nici nu vreau să mă mai gândesc. Și de-aia vreau să mă rezolvați cât mai repede și la sigur. La divorț vă refereați? Da, domne, fix ca pe Tincuța, liber ca pasărea cerului. Aoleu, m-am zăpăcit de tot. Domne, deschid dosar și vă anunț când e gata. Am toată încrederea. Vă salut! Tati, mergi că vin și eu. Cred că mi-a ajuns pentru azi. Dacă vrei, ne vedem săptămâna viitoare. Nu e problemă, mă sunt tu. Alo? Rareș? Nu ne-am mai auzit de mult.